Această frumoasă carte mi-a parvenit la propunerea și extraordinara prezentare a scriitorii Georgeta Blendea Zamfir. Altfel n-ajungeam la Brașov. Altfel nu cunoșteam o poetă extraordinară și am măsura cuvintelor mele. Domnia sa mi-a trimis cartea la București. Trebuia să o primesc sâmbătă. Am primit-o abia luni, ieri, la ora 3. Dar asta n-a însemnat un impediment pentru mine. Spune poeta Corina Pătrașcu către mine: Doamne, cât de frumos se vede totul prin ochii tăi. Aproape un haiku, aproape un vers eliptic, dar atât de cuprinzător și larg. Mi-am adus aminte de un poem de-al meu: Femeie, în ce măreață tăcere te învelești, să nu-ți pot auzi gândurile. Nikita Stănescu spunea că Maria sa Eminescu s-a iubit cu limba română și ne-a dat pe noi copiii lui din flori. Așa este. Noi, poeții acestei limbi, suntem copiii din flori ai Măriei sale Eminescu. Vând rochie de mireasă vine din limba română, vine dintr-un suflet care cântă, vine dintr-un suflet extraordinar de larg și de solar în același timp, fiindcă poemele sunt un demn către lumină, către speranță, către nădejde. Primele versuri, primele poeme din această carte sunt despre măr, într-un fel sau altul. O roche de mireasă agățată de umerii unui măr. Fecioare ascunzând în sân mere. Interesantă chestia asta. Poate chiar există un motiv al mărului despre care s-ar putea scrie un volum de versuri. Și sunt convins că poeta noastră sărbătorită azi ar fi în stare să facă asemenea lucru. Erosul acestei cărți este unul delicat, este unul cu minte, aproape religios, ca și cum poeta ar umbla pe rotundul umbrei unui măr, desculță, încet, cu grijă, nu cumva să-i scuture florile. Atât de delicată este și în același timp atât de măreață în expresie. Volumul este un volum al stării, stărilor. Este o carte a introspecției, este o carte a eliberării sinelui către tot ce ne înconjoară. Poeta știe să facă din ființe și lucruri poezie. Pariul cu metafora, bineînțeles, a fost câștigat din prima. Până să începem, am avut privilegiu să arunc un ochi pe primul volum apărut, după câte ne-am dat seama, tot anul acesta. Acolo este un clasic bine temperat, acolo este un clasic de bună sorginte eminesciană pe undeva, coșbuciană pe altundeva, alexandrină pe undeva, așa, dar din care irumpe acest volum care nu mai are nimic cu clasicul. Este o poezie modernă, postmodernă. Este un vers liber în care expresia, cugetul, forța lăuntrică a sufletului poetei dă pur și simplu pe din afară. Este o poezie a stărilor, adânci, profunde, foarte delicată și foarte curată, cinstită. Poeta nu jonglează. Poeta are acoperire asupra tuturor metaforilor pe care le folosește în poezii. Unele sunt chiar atât de eliptice încât te înfioară de plăcere și bucurie, fiindcă reușește în foarte puține când economia câtorva cuvinte să prindă, să cuprindă, dacă vreți, o întreagă stare, o întreagă atitudine, o întreagă explozie de din lăuntru. Mai pe la urmă și pe aici, pe acolo, volumul are și unele texte cu vag parfum de tristețe. Dar acest vag parfum de tristețe se justifică într-o măreția izbânzii a victoriei, a trecerii mai departe, fiindcă versurile sunt ca un râu aici în cartea asta peste care s-au aruncat niște punți între acum și naștere și renaștere. Cred că poeta, înainte de a-și vinde această roche de mireasă, care este cu două tăișuri titlul, aș putea spune că domnia sa s-a născut deja învelită de agata într-o roche de mireasă,
de lungă purtare și de pentru totdeauna, în care va și pleca într-o zi ca să și renască în aceeași rochie de unică folosință. Rochia ei de mireasă este metafora, este limba română, este curățenia și cumințenia unui suflet de tot aparte. Această carte e o cinste și o onoare pentru editura care a scos-o, o cinste și o onoare pentru autoare și succes pe mai departe. Mulțumesc!